Bună ziua! Eu sunt detectivul Cogălnicianu Dumitru și astăzi va fi cea mai importantă zi din viața mea. Astăzi am să anchetez cazul 205, cel mai greu caz din viața mea, care îmi va aduce faimă, bani, femei și dreptate în orașul nostru. Nu, Leprenă. Nu, Butoruga, și presupunem că mică. Și mai departe, șeful. Butoruga mică, dumneavoastră sunteți achetat în cazul 205 cu privire la răsturnarea Carlă. Ce puteți spune în apărarea dumneavoastră? Eu n-am făcut nimic, șeful. Cum spune asta? Cum? Pe mine m-a pastavlit, șeful. Cum te-a pastavlit? Avem dovezi, avem martori, avem tăt. Te mănâncă pușcăria, Butoruga, și ești. Șeful, eu fără avocat. Avocat vrei? Las că-ți dăm noi ții, avocat. Las că-ți aducem noi ții. Hei, avocat, e vrei. Ochelarii mei de inculpat. Liniște, liniște! Și cu asta, șeful? De parcă ne-am înțeles odată. Și îți bagi joc de mine. Deci, având în vedere principiile și valorile multitudinea de spectru de infracțiuni, anume comise în contextul ultimelor luni, anume acea perioadă care reinventează realitatea socială și istorică, fără a tergiversa, reinteres. Cer libertate, Butoruga! Și cu asta, șef, te-ai văzut? Și cu asta i-a spune, vreau alt avocat, alt avocat, alt avocat! Numele, prenumele? Caru Mare. Caru Mare, chiar nu ați observat Butoruga pe drum? Și Butoruga, acolo nu era nici o Butoruga. Eu mergem normal pe drum și hop, pe coț în mijloc drumului. Și asta, și eu ce-ți fac? Cam mers, conieșnă. Caru, hai să vedem ce spune Magarul dumneavoastră. Căștile pe cap, mergi singur pe drum. Nervi duș, șeful. Îți spun tot cum a fost. Eu nu fășeam nic, tu înțelegi, nic, nu fășeam. Stăteam în mijlocul drumului și mă bronzam. Și șeful, nu-i drum pentru tăți, ieși drum. Și că încolo. Șef. Văd că vine car mare. Și dreptă mine, șeful! Dreptă mine, da, dreptă mine! Dreptă brază! Butoruga mică, răsturnat car mare. Proverb. Unde te-ai pus da mine, tu și dai în mine, dreptă mine, da, da! Stai să fii liniștit aici! Veți, haideți, cum facem? Cum rezolvăm? Cum clarifică în situația? Bună ziua! Bună ziua! Bună ce ziua. Faceți, copii? Ce v-am dat acasă? Suntem acum câteva ce? Și da. Ce ați gândit? Ia ca Mihaela, da, eu sunt și ea sunt avocat, și ea mare, și ea a fost o poliția. Da, noi e filmare, suntem. Stați un pic. Stați un pic, de fapt, cu totul altceva vrea să spună acest proverb. De fapt, acest proverb vrea să spună că uneori un lucru aparent neînsemnat poate să strice o chestie foarte importantă. Iată așa o lecție neînvățată, sau un partener neinvitat, sau un prieten uitat, poate să strice un eveniment, un proiect sau o prietenie. Iată de fapt ce vrea să spună acest proverb. Ei, то ел